Enigma din trenul de noapte, de Elena Siupiur. 1. Acceleratul 701 pentru Galați prin Urziceni, Făurei, Brăila, Bărboși pleacă peste 5 minute de la linia 7. Persoanele care au însoțit pe călători la tren sunt rugate să coboare din vagoane. Vă dorim călătorie plăcută. Un sunet sec și vocea spicheriței dispăru. Zgomotul gării de nord năvăli din nou în compartiment. Plăcută pe naiba, depinde pentru ce călătorești și mai ales dacă ai chef să călătorești. Îi răspunse Vlad în gând spicheriței. Firar să fie, cum te nu s-a nimerit altul în redacție. Auzi, domnule, sosești la prânz și seara s-o ștergi iar. Nici n-am apucat să o văd bine pe Madame Vârtej. Știu că o să-mi tragă un scandal că i-am lăsat rufele la spălat. Ca la hotel, domnule, nici vă rog, doamnă, nici nimica, dar las că le fac și eu un scandal la redacție când mă întorc. Sunt eu reporter, dar nici așa. Instalat într-un compartiment de clasa 1, Vlad Braniște continua să se certe în gând cu redactorul șef al emisiunii. Îi spunea ce nu reușise să-i spună la prânz, când, abia sosit de la Hunedoara, aflase că trebuie să plece la Galați. De fapt, Vlad era furios că nu apucase să-și developeze ultimul film făcut ieri la Hunedoara. Începuse să filmeze după o veche idee care l-obseda de când privise prima oară oțelăria de sus de pe zidurile castelului Huniazilor. Ei, dar las că trece și asta, mă odihnesc 3 zile și mă duc iar la Hunedoara. În astea 3 zile o să văd o mulțime de filme și o să mai lucrez ceva, se consolă el. A lucra înseamnă să cioplească în lemn fel de fel de figurine sau câte un raft, o laviță, o policioară cu care umpluse casele prietenilor spre încântarea acestora. Din facultate își câștigase porecla cioplitorul. Îi plăcea să lucreze lemnul, patimă furată de la moșul său, Moț din țara Zărandului, care toată iarna lucra furci, linguri, talgere, vârtelnițe și apoi, cum dădea soarele primăverii și își termina de arat bucățica de deal, pleca și colinda prin țară ca să le vândă. Tare îi mai plăcea să umble, se gândi Vlad, și ce de povești mai știa, adunate de prin locurile ce le străbătuse, scornite și de mintea lui. A plecat jumătate de an în tăifăsuiala cu lemnul. He, ce de vorbe mai știe lemnul ăsta, nepoate? Vlad descoperise și el că lemnul știe multe vorbe, frumoase și grele, amare sau vesele. Ei veni să râdă, dându-și seama că și el are soarta bunicului. Bă, țara în lung și în lat, și tot pentru povești, adevărate sau scornite de oameni. Îi plăcea și lui, într-adevăr, să stea de vorbă cu oamenii și să îi asculte fără contenire. Trenul porni. În compartiment năvăli un întârziat, suflând greu de atâta alergătură. Bună seara, e liber aici? Tot compartimentul la dispoziția dumneavoastră, afară de locul meu, evident. Era un băiat tânăr, avea puțin peste 20 de ani și mai mult ca sigur era student. Mergeți la Galați? Întrebă tânărul. Da, am ceva treburi pe acolo. Și eu tot la Galați. Era să întârzi. Nici nu simți când trece timpul. Ne-am dus câțiva colegi să bem o bere aici în gară și era să pierd trenul. Sunteți student, nu? Ei, dar cum ați ghicit? Aveți dumneavoastră studenții, una era parte. Și dumneavoastră sunteți probabil reporter. Am ghicit, nu? Da, dar cum de-ați... Așa, aveți dumneavoastră reporteri, un aer aparte. Studentul râse. După aparatul din plasa de sus, domnule, e așa de simplu. Hohotiră și mai tare. Călătoria se anunța a nu fi deloc plicticoasă. Mă duc acasă, că se mărită sora mea. Am șters-o de vineri, că mâine tot n-am cursuri. Vrei să ne tutuim? Parcă ar fi mai comod. Bineînțeles, ce facultate urmezi? Dreptul, sunt în anul 3. Și eu tot dreptul am terminat. Acum 6 ani. Visam să ajung un mare criminalist. Sunt un mic reporter. Ei, asta e. Să fii reporter e o chestie. E cea mai frumoasă meserie, după părerea mea. Ei, da, dar este și foarte obositor uneori. La ce ziar lucrezi? Păi, dacă ai recunoscut aparatul, cum de nu ghicești că lucrezi la televiziune și nu la ziar?
Asta e aparat de filmat, dacă nu ți-e cu supărare. O, este și mai interesant. Stai că-ți ghicesc și numele în cazul ăsta. Ești Vlad Braniște. Mamice, mă uluiești. Asta cum ai ghicit-o? Păi e simplu, dacă te duci la Galați și ești reporter la televiziune, acum nu te poți duce decât la combinat, că mâine se toarnă prima șarjă. Și dacă ești reporter la televiziune și te duci să pozezi oțelul, înseamnă că ești Vlad Braniște. Pentru că asul micului ecran în materie de reportaje cu oțel, oțelării, oțelari și furnale este celebrul Vlad Braniște. Studentul se ridică în picioare și pronunță Vlad Braniște, așa cum prezentatorii anunțau intrarea în scenă a unei mari vedete de muzică ușoară. Le-am zis eu că o să mă arăte lumea cu degetul, specialistul în oțel. Las, dar să știi că ești bun de detectiv. N-ai greșit-o cu facultatea. Nu e așa că urmărești cu patimă cursurile de criminalistică? Da, recunoscu zâmbind studentul. Îmi place oțelul, reveni la subiect Vlad, sau mai precis, îmi place când se trage șarja. Ai văzut cum curge oțelul? La televizor numai. A, ce se vede la televizor e nimica toată, să-l vezi în culoarea lui de foc, când curge în cupele acelea uriașe, adună la suprafață toate basmele și visele din lume, pe care mâna de om nu le-a scris până acum. Și oțelarii în jur cu unaltele lor și înfășurați în foc. Par niște vrăjitori care îmblânzesc un balaur. Uite, ca să înțelegi, amintește-ți cum arăta cerut când te întorceai în copilărie pe seară de la câmp. Nu pot să mă amintesc așa ceva pentru simplu motiv că n-am copilării la țară. Păcat, în apusul soarelui, norii clădesc fel de fel de castele, eroi, cai înaripați, păsări, cum n-ai mai văzut pe lumea asta. Din spate, soarele tivește marginile norilor cu aur și când norii sunt mai mulți, îngrămădiți la un loc, ai impresia că pe cer aleargă o cireadă uriașă de bivol cenușii roșcați. Ei, cam așa e cu oțelul turnat în cupele acelea uriașe, numai că totul este colorat în galben, roșu și ruginiu. Înțeleg de ce faci numai reportaje cu oțel. Nu-i chiar așa, am filmat și altele, produse metalurgice, zâmbi Vlad. Ba mai filmez și cântece de dor pentru satele moților, așa cum am crescut eu în ele. Uneori mă pasionează și subiectele istorice. În clipa aceea, ușa compartimentului se deschise brusc, făcând loc unei femei elegante. Sper că este un loc liber. Și mai multe. Mulțumesc! Toate compartimentele sunt exite. M-am urcat în ultimul vagon. Cam ajuns exact când pleca trenul, dar era de clasa a doua. Noua venită era o femeie cam la 27 de ani. Își așeză cu ajutorul studentului geamantalul în plasa de sus. Apoi scoase demonstrativ o revistă cinema și un pachet de țigări. N-am chef de vorbă, treaba ei, conchise Vlad și reveni cu ochii la student. Apropo, cum ziceai că te cheamă? Călim Proca. Nu cumva sunteți fiul doctorului Proca? Întrebă repede femeia. Da, doamnă, nu mă cunoști? Trecuse brusc la tu. Da, ai dreptate, ai fost tot timpul plecat la facultate la București, iar pe la spital nu te-am văzut aproape deloc, așa că n-aveai cum să mă fi întâlnit. Tatăl dumitale îmi vorbea deseori de dumneata cu multă dragoste și mai ales cu încredere. I-am fost asistentă 2 ani. Minunat om! Tăcu o clipă, apoi adăugă. Mă numesc Margareta Pintea, sunt chirurg. A, după nume vă știu, tata vorbea uneori de dumneavoastră. Reporterul se socoti și el obliga să se prezinte. Numele meu este Vlad Braniște. Sunteți gălățean? Întrebă femeia. Nu, bucureștean. Sunt reporter, mă duc în documentare. Dumneata, Căline, probabil mergi la nunta surorii dumitale. Da, doamnă, nu mai e vorbăreț studentul. Nu se putu abține să nu observe Vlad. Pare foarte stânjenit și parcă nu-i prea convine noua călătoare. Poate pentru că îl cunoaște pe taicăsu. O fi fost ceva la mijloc. E clar că nu înghite. Dumneavoastră, doamnă, tot la nuntă? Doctorița izbucni în râs. Nu, nu, mă duc pentru cartea de muncă și vreau să mai văd și niște prieteni.
Zicând acestea, doctorița îl privi parcă provocator pe Călin Proca, dar studentul admira peisajul din marginea Bucureștiului. Bună seara, am și eu loc aici? Da, poftiți, vă rog. Un cetățean de 40-45 de ani care părea furios pe ei că există acolo. E obosit, vrea să doarmă și crede că noi o să-l deranjăm. Omul se așeză în fotoliu de lângă ușă și începu să citească lumea, după ce le mai aruncă o privire ursuză. Precis a luat revista din gară, comentă Vlad în gând gesturile noului venit, și nu pare a fi bucureștean, cămașa i s-a cam mototolit și pantalonii la fel. E între două trenuri. A, dar era proaspăt. S-a oprit la frizeria din gară. Deci omul a plecat de ieri sau de azi noapte la drum. De asta este așa prost dispus. După ce îl instală cu aceste observații pe ursus în spațiul lor, Vlad se întoarse spre doctorița Pintea. Și până când ați lucrat la Galați? Până acum un an. Pe urmă m-am mutat la București. Am lucrat 2 ani acolo cu doctorul Proca, un mare chirurg și un om minunat, tatăl dumitale. Se întoarse ea apoi spre Călin. Regret foarte mult că am plecat. Ușa se deschise din nou. Toți ridicară privirile. Bună seara! Vă rog, biletele dumneavoastră, spuse conductorul. Nu vă supărați, aveți vagon-restaurant? Întrebă Vlad. Nu, tovarășe, e cursă scurtă, nu avem. Halal scurtă, de 3 ceasuri jumătate. Moare omul de sete, comentă Vlad. Îți pot oferi eu ceva, sări Călin. Uite bere, am 2 sticle. Mi-au pus colegii la repezeală în sac. Să nu mor de sete, zâmbi el complice. Dădu repede 2 sticle jos din sacul de voiaș, le așeză pe masă. Desfăcu una și o întinse lui Vlad. O desfăcu și pe a doua. O duse la gură și începu să bea. Vlad se uită la doctoriță, după care îi oferi sticla. Cred că vă e sete. Doriți puțină bere? Călin lăsă surprins sticla de la gură și începu să se bâlbâie. Vai de mine, nu, uitați, vă ofer eu, doamnă, îmi cer scuze că... A, nu interveni, Vlad, tu ai băut din sticlă și eu nu. Și pe urmă, nu fi egoist. Tu cu doamna Pintea sunteți, cum s-ar zice, cunoștințe vechi. Lasă-mă și pe mine să devin o cunoștință veche. Doctorița se amuză teribil. Scoase 2 pahare de hârtie din geantă și arătă către ursus. Mie personal nu-mi place berea, așa că să-mi dați foarte puțin, dar cred că și dumnealui e sete. Din întâmplare am 2 pahare cerate cu mine. Poftiți! Spre stupefacția lui Călin, berea lui Vlad fu împărțită în 3. Mulțumesc, spuse ursuzul, vine tocmai la timp. Ce-ai rămas așa, stimabile? Îl interpelă Vlad pe Călin. Apropo, cu setea asta noastră, parcă am repetat o scenă din Caragiale. Mai rămâne să spunem strașnică zăpușeală, domnule. Călin se uită prostit la ei, apoi cu aerul omului care zice, fie ce-o fi, duse și el sticla la gură și începu să bea. Toată lumea căzut de acord că pentru sfârșitul lui mai era normal de cald și că... Ca să le treacă timpul, Vlad propuse un joc de societate. Ca să uităm de căldură, numărăm de la 1 în continuare. La fiecare cifră cu 7 sau din care se poate compune 7, se spune bum. Adică în loc de 7, bum. În loc de 14, bum. Și așa mai departe. Cine greșește, iese din joc. Începură să se distreze în felul acesta. Primul ieșit din joc, Călin. Ursuzul refuză să joace, dar începu să-i urmărească cu o sclipire de zâmbet în ochi. Stați, cine rămâne ultimul se duce să ia bere la Urziceni sau la Făurei, că trenul stă mai mult acolo. Exact, dar dacă rămâne doamna, atunci te duci tu, Căline, că a ieșit primul. Continuară jocul. Ursuzul se prezentă și el. Se numea Constantin Istrati și era inginer în orașul B. Apoi Vlad pierdu. Câștigătoarea era doctorița. Te ars, Căline, te duci după bere. Cu toată plăcerea. La Urziceni coborâ și se întoarse cu 2 sticle de bere. Îi întinse sacul despuit lui Vlad, care scoase sticlele și le desfăcu. Doctorița și Călin refuzară să mai bea. Încet, încet, în compartiment se așternu liniștea. Aproape de Făurei ațipiseră toți, afară de Călin, care stinse lumina, luă sacul și ieși pe culoar ca să-și aprindă o țigară. 2.
Era orele 11 noaptea. Colonelul Roman, așezat în fotoliu, se amuza cu o carte despre Egiptul antic. Din când în când ridica ochii și atunci părea șocat de ce se afla în jurul său. Fiica sa Marcela avusese ideea năstușnică să-i reformeze camera de lucru. Totul era de bun gust, odihnitor, trebuia să recunoască de altminteri că era mai plăcut pentru ochi decât înainte, dar de ani de zile colonelul se obișnuise cu obiectele așezate în anumite locuri, cu anumite culori și toată această noutate îi crea acum o stare de neliniște. Parcă tot era în vizită undeva și trebuia să se ridice și să plece. Spera cu vremea să se obișnuiască. Nu-i spuse nimic Marcelei ca să nu o mâhnească. Prea era încântată de isprava ei. Tată, la telefon, te caută Galațiul. După aceea îți aduc ceaiul. Are o aromă nemaipomenită. Avea dreptate tanti când spunea că a găsit un ceai nemaipomenit. Toate în casa asta au devenit cam nemaipomenite. Nu se putu abține să nu bombăne colonelul trecând spre holul mare unde se afla telefonul. Da, Roman la telefon. Ei, bună seara, bătrâne. Ce s-a întâmplat? Te-mi faci onoarea să mă cauți. Nu ți-am mai auzit glasul de nu știu câtă vreme. După ce ascultă o vreme, colonelul spuse: nemaipomenit, domnule. După care își mușcă buzele. Începea să-l scoată din sărite acest cuvânt, pe care sora și fiica lui îl foloseau tot timpul și pe care, poftim, îl împrumutase și el. Da, da, bine, bătrâne, o să trimitem, dar nu în noaptea asta, evident. Vor veni însă mâine foarte de dimineață. Apoi Roman mai ceru informații, își notă unele lucruri pe un carnețel, mai vorbi puțin, transmise salutări celor de acasă și închise telefonul. Formă imediat un număr și după o scurtă conversație, altul. Marcela auzi cum cere o mașină pentru ora 7 dimineața, care să plece la Galați. Desluși numele lui Andrei Pantrea, al Anei, apoi colonelul lăsă cam supărat receptorul în furcă. Tată, ceaiul tău se răcește. Roman însă bombăni. De unde să-l iau eu acum? Tată, dacă îl cauți pe Pandrea, atunci telefonează la Ana. Toată echipa e acolo. Andrei, Alexandru și Ana ascultă muzică. Mai precis, Ana îl inițiază în muzica preclasică. Bărbatul Anei și colonelul Canta, în culmea fericirii că au scăpat, prin apariția noilor victime, joacă table în biroul lui Mușat. În ce inițiază? În muzica preclasică. Are un set de discuri de nu știu unde și a procurat o carte de specialitate și acum e în plină activitate. Când am trecut eu pe acolo spre ora 8, Mușat și Canta stăteau în fața ei ca doi cățeluși ploați și erau în culmea disperării. Norocul lor că în seara asta fusese reinvitați Alexandru și Andrei. Ceilalți doi au căpătat pe loc repaus și au șters-o să joace table. Așa cum o cunosc eu pe Ana, cred că la ora asta lecția este întoi. Așa că, și zici că Ana îl inițiază și pe Canta în muzica preclasică și el nu protestează, nici nu suflă. Ana îl consideră cel mai receptiv elev al ei. Ceilalți se mai revoltă din când în când. Colonelul Roman îl și vedea pe uriașul Canta, care nu încape în niciun fotoliu, stând cu o mină reculeasă și ascultând muzică preclasică. După ce reuși să-și stăpânească râsul, formă numărul familiei Mușat. Bună seara, tovarășe Mușat! Mă scuzați că vă deranjez, dar... Ei, cum merge partida de table? Bine, cel puțin îl bateți pe Canta? A, perfect, mă bucur. Dar inițierea de alături mai continuă? Mulțumesc, da, dar nu pe soția dumneavoastră, ci pe Andrei Pandrea îl caut, dacă nu vă deranjez prea mult. Colonelul auzi în receptor cum Mușat ia aparatul și pleacă cu el în altă încăpere, apoi cum transmite rugămintea lui, după care auzi vocea lui Andrei. Să trăiți, tovarășe colonel, capitanul Pandrea la aparat. Bună seara, îmi pare rău că vă deranjez de la plăcuta îndeletnicire, dar am primit un telefon de la Galați și se pare că este nevoie de noi. Am să vă rog să vă convocați colaboratorii pentru mâine. Dumneavoastră și unul din ei veți pleca la Galați. Acum, deși e cam târziu, am să vă rog să veniți până la mine ca să vă informez și să stabilim câteva lucruri privind noul caz.
Mâine la 7 am ședință cu echipa capitanului Teodorescu și nu o să am timp, așadar vă aștept. Am înțeles, tovarășe colonel, sunt cu mașina, așa că în câteva minute sunt la dumneavoastră. 3. Câteva minute după miezul nopții, Andrei ieși de la colonel, urcă la volan și porni. Ajungând în dreptul barului continental, își reaminti brusc că ceilalți hotărâseră să-l aștepte aici și nu la Ana acasă. Opri mașina. O clipă fu tentat să nu intre, dar se gândi că împreună cu Ana se află și soțul ei și Canta și că nu e bine să-i faci să-l aștepte degeaba. Coborând scările, tresări. Într-un grup vesel, Andreescu povestea ceva. Ajungând în dreptul lui, Andrei îl salută, prefăcându-se bucuros de întâlnire. Bună seara, Andreescule! Unde l-a ascuns pe bunul meu prieten, Vlad Braniște? Pe unde-i umblă pașii? A, bună seara, Sherlock Holmes! Ciudat că nu-i știi cărările lui Vlad. Mereu am avut impresia că ție îți povestește mai mult decât mie. Vorbind, părăsi grupul și se apropie de Andrei. Pe unde umblă? Repetă Andrei. Azi a sosit de la Hunedoara și imediat a plecat la Galați. Mâine se trage prima șarjă și n-a rezistat ispitei. A fost la Hunedoara? Da, de ce te miri? Nu mă mir. Și unde a mai fost în ultimele zile? Nu-ți spun. La Deva și Hunedoara. Stă acolo de o săptămână. A făcut un reportaj pe cinste. Ești sigur că nu a fost, a mai fost nicăieri? Nu pricep ce e cu întrebările astea. Nimic, mă întreb și eu de pe care din drumurile lui a venit moartea. Poftim, Andreescu se uită tâmp la Pandrea. Da, a murit în seara aceasta în trenul de Galați. Mâine te căutăm noi la redacție, mai precis Ana. Poate reușești să-i fii de ajutor. Da, sigur, repetă tot năucis Andreescu. Andrei porni fără rămas bun. Andrei, stai, Andrei, se agită redactorul șef după el. Tu glumești? Nu mi-ar de astfel de glume pe adresa lui Vlad. Dar, pentru Dumnezeu, ce legătură are moartea lui cu voi, vreau să zic cu securitatea? Nu știu, la revedere, distracție plăcută. Multă vreme Andreescu n-a putut pricepe de ce Andrei a fost așa de furios pe el în seara morții lui Vlad. Dacă l-ar fi întrebat, ar fi aflat că nici Andrei nu știa. În seara aceea și multe zile la rând a fost furios pe toți oamenii. Îl omorâseră pe Cioplitor, cel mai frumos suflet din generația lor, și nu-i putea ierta și înțelege de ce au făcut-o. Când Andrei ajunse la masă, Ana înțelese imediat că se întâmplase ceva mai grav decât un nou caz. Ce s-a întâmplat? Întrebă ea neliniștită. Nimic. Nu mănânci? Nu mă simt bine și nici nu mi-e foame. Marcela mi-a dat câteva plăcinte făcute în casă. Andrei, ce s-a întâmplat? Glasul Anei era speriat, dar și aspru. S-ar fi putut crede că ea era șefa și nu Andrei. A murit Vlad Braniște. Cioplitorul? Nu se poate. În trenul de Galați. Se pare că a fost otrăvit. Cei din jurul mesei ascultau încremeniți. Eu propun să mergem înapoi acasă, spuse cu greutate inginerul Mușat. Avem și de mâncare, dacă cineva mai are chef de așa ceva. Iar de băut, iau eu de aici. Ana îl aprobă cu un semn din cap și se ridică. Canta o urmă, numai Alexandru rămase pe scaun, privindu-l uit la toți. De Cioplitor auzise și el încă din facultate, apoi îl cunoscuse prin Ana și Andrei, dar tot nu putea pricepe reacția tuturor. După 20 de minute, cei trei se aflau în camera de lucru a lui Mușat. Și acum, spune Andrei, de ce l-a omorât? Nu se știe dacă pe el vreau să-l omoare, răspunse îngândurat Andrei. Ascultă, ori l-a omorât, ori nu. Poți să fii ceva mai clar? Nici eu nu știu prea multe amănunte. Într-un compartiment de clasa 1, în acceleratul de Galați, conductorul a descoperit trei oameni zăcând fără cunoștință. Păreau adormiți. De fapt, morți sunt doi. Unul este Vlad Braniște, cel de-al doilea un inginer militar. Major, sublinie Andrei. A treia victimă este doctorița Margareta Pintea, bucureșteancă, care a lucrat 2 ani la un spital din Galați. Ea se află în stare gravă la spital, cu semne de otrăvire. De fapt, doarme un somn din care nu știu dacă o să se mai trezească. Andrei tăcu o vreme, după care reluă.
Știți, inginerul acela, maiorul Constantin Istrati, lucrează la colonia militară din B, dar în fâșul lui s-a găsit o notă de telefon pe numele capitanului de securitate Alexandru Broșteanu din B. Din cauza acestei note de telefon am fost alertați noi. Ce caută nota de telefon a capitanului în buzunarul unui inginer militar? Și stai nițel, de unde se știe așa repede că e capitan de securitate, că în B n-or fi având obiceiul să treacă profesia în nota de telefoane? Alexandru începea să-și iasă din uimire, explodând ca de obicei cu mai multe întrebări deodată. E brăilean, spuse Andrei, anul trecut a fost în misiune la Galați și cei de acolo îl știu. Se bănuiește că nu poate exista alt Alexandru Broșteanu din B. Au și telefonat la numărul de pe notă, dar nu răspunde nimeni. Mai departe, deci, ordinul de deplasare al maiorului Istrati avea ca destinație Bucureștiul. Biletul de tren era până la Brăila, biletul doctoriței și al lui Vlad până la Galați. Deci erau morți încă înainte de Brăila. Altminteri, maiorul ar fi trebuit să coboare. Da, sau poate erau numai inconștienți. Așa presupune procurorul din Galați. Dar care din cei trei trebuia să moară? Vlad? Se bănuiește că inginerul. Andrei tăcu. Dă-i drumul, Andrei. Și tu crezi că Vlad nu-i așa? Nu cred nimic și lasă intuițiile sentimentale. Nu sentimentale, dar eu știu că Vlad a fost cel însemnat de moarte. Am impresia că muzica medievală a început să-ți influențeze vocabularul. Îi răspunse repezit Andrei. Să lăsăm prostiile. Uite, Ana, eu cu Alexandru plecăm la Galați. Mâine dimineață tu te duci la redacție, l-am și anunțat pe Andreescu, apoi la locuința lui Vlad. Vei primi ordin de percheziție ca să nu facă scandal Madame Vârtej. Apoi, dacă mai e timp până venim noi, te ocup de doctoriță. Se pare că nu este în relații prea bune cu soțul ei, un profesor de la medicină care a crescut-o de la vârsta grădiniței, sau cam așa ceva, pricep, nu? Dar primul telefon îl dai la ofițerul de serviciu, să-ți spună dacă există în B un capitan de securitate cu numele de Broșteanu. Uite telefonul lui... Andrei îi întinse Anei o hârtiuță mică. Și dacă mai există și un maior Istrati la colonia militară din apropiere? L-am rugat eu să verifice. Mâine la 7 ai toate informațiile. Ei, cred că este suficient pentru ziua de mâine, adică pentru primele ore ale dimineții. Ce zici? Am înțeles, tovarășe capitan. Glasul Anei era pierdut. Surprinși, Andrei și Alexandru își ridicară ochii fixați până atunci cu încăpățânare pe luciul biroului. Ana plângea, ținea în brațe o statuetă de lemn. Andrei recunoscu darul făcut de Vlad de ziua Anei și pe față îi curgeau tăcut lacrimile. Când simți privirile celor doi, începu să plângă cu sughițuri, ca un copil. Ana, ce înseamnă asta? Vocea lui Andrei era pierdută și ea. Ana îl speria îngrozitor când începea să plângă. Săracu cioplitor, hohotia, a murit. Ana, te rog, așa nu o să-i putem fi de niciun folos. Ești un caragios, auzi? Ce folos îi mai putem aduce noi dacă-i mort? Poți să-l înviezi? Spune tu care ai stat 4 ani la rând, seară de seară, în camera aia lui, camera viselor, tu care plecai în fiecare seară de acolo cu sufletul mai plin și mai frumos. Poți să-l înviezi? Spune, iar eu trebuie să mă duc mâine acolo în camera lui, camera viselor, și să fac percheziție, să pipăi lucrurile acelea vii și să mă gândesc că cioplitorul e mort. Spune Andrei, cum să-i mai fim de folos? Izbucnirea Anei îi amuți pe amândoi. Andrei, care era la fel de slab ca Ana în fața acestei situații, o înțelegea. Cioplitorul era prima ființă dragă care murea. Era prima dată când moartea cuiva răsucea în el cuțitul unei spaime ciudate. Disperarea aceea văzută pe chipul rudelor morților de care se ocupase până acum. O vedea acum pe chipul Anei și o simțea în el. Nu era atât de disperare cât o cumplită milă pentru sine și dorința ciudată să existe cineva sau ceva mai puternic decât toate puterile cu care se întâlnise până acum, ca să-l ajute.
Ana, uite, dacă nu vrei, nu te duce acolo. Ne ducem noi când ne întoarcem de la Galați. Lasă-mă în pace, Andrei, iar ești penibil. Săracul cioplitor, început să se vaite Ana din nou. Disperat, Andrei apelă la soțul Anei, iar el cu Alexandru plecară, lăsându-l pe Mușat să o liniștească. De altminteri, nici nu era bine să mai stea. De câte ori o vedea plângând, cei doi știau că urmează câteva zile de persecuție. Anei nu-i plăcea să fie văzută în această stare, dar nici nu se putea stăpâni că simțea nevoia să plângă. Canta mai rămase în casa familiei Mușat și după plecarea celor doi ofițeri. 4. La 6:30 dimineața erau la Galați. De la sediul procuraturii județene plecară la morgă. În hol de la intrare se aflau doi lucrători de miliție, procurorul și un capitan de securitate, al cărui nume Andrei nu-l reținu, obsedat de ideea că peste câteva clipe îl va vedea pe Vlad mort. Cuvântul mort nu-i mai spunea nimic. Simțea doar o gheară în gât. De data aceasta îi se prezenta prea clar abisul de care oamenii se temeau mai cumplit, deci de propria lor moarte, puterea de a accepta un adevăr teribil, despărțirea irreversibilă de cineva. Procurorul a început să expună cazul. El telefonase cu aprobarea organelor județene colonelului Roman. Andrei aflase de la colonel că procurorul este un vechi coleg și prieten, încă de la liceul Brăilean Bălcescu și apoi din facultate. Cu o față cenușie și rece, procurorul le vorbea ca despre un eveniment cu totul indiferent. Respectiv, conductorul de bilete, făcând un ultim tur prin compartimente după coborârea tuturor călătorilor la Galați, a descoperit trei oameni adormiți în compartimentul al patrulea. A încercat să-i trezească. Spre spaima lui, a descoperit că sunt pe moarte. A fost chemată miliția gării, apoi procuratura orașului. Descoperirea legitimației maiorului inginer, precum și a chitanței de telefon pe numele lui Broșteanu, a făcut necesar apelul la organele de securitate din oraș și apoi la centru. Glasul procurorului nu ieșea din monotonia inițială. S-au făcut toate fotografiile necesare, s-au luat amprentele, apoi victimele și lucrurile lor au fost aduse aici. Autopsia, ale cărei prime rezultate se obținuseră în ceasurile când Andrei și Alexandru călătoreau de la București la Galați, confirma prima bănuială a medicului legist, și anume că cei doi muriseră otrăviți cu o substanță care își face efectul cam la un ceas și ceva de la administrarea ei, dar care provoacă dureri puternice. Probabil de aceea substanța a fost asociată cu un somnifer foarte puternic. Somniferul și otrava au fost administrate în bere. Este singurul lucru comun consumat de cei doi. S-au găsit două sticle în compartiment, fără urme de otravă însă. Sticlele poartă amprentele lui Vlad Braniște și ale maiorului Constantin Istrati. Este sigur că fâșul în care s-a găsit chitanța de telefon pe numele ofițerului de securitate Broșteanu aparținea lui Istrati? Glasul lui Andrei venea și el de departe, străin și indiferent. În compartiment era agățat în cuierul din spatele lui și apoi ca măsură îi se potrivește numai lui. N-a mai călătorit nimeni în compartiment cu ei? Ce și-amintește conductorul? Nu și-amintește nimic de compartimentul în care s-a băut bere. Cred că s-a băut bere în toate compartimentele, sau aproape în toate. Ieri a fost o căldură anormală pentru luna mai și totuși trebuie să-i fie atras ceva atenția. Unde îl găsim pe conductor? Se află la noi, l-am rugat să rămână, deși trebuia să plece cu trenul de dimineață. Procurorul se întoarse către un lucrător de miliție și îl rugă să-l invite pe conductorul de bilete. În birou intră un om cu părul cenușiu și ochii obosiți de nesomn. Poftiți, vă rog, cum vă numiți? Martin Ilie. Tovarășe Martin, am să vă rog să mergeți cu mine în sala de alături, să ne uităm la cei doi decedați. Poate vă amintiți ceva. Să mergem, tovarășe, dar vă spun că nu mi-amintesc nimic. În toate compartimentele s-au băut bere și peste tot se vorbea și se râdea. Andrei se gândi că omul răspunde la niște întrebări puse mai înainte de
de procurori și că este atât de obsedat de ele încât nu se mai poate gândi la alte lucruri legate de compartimentul cu pricina. Trebuia deci cu alte întrebări, să-l scoată din acest cerc obsesiv. Deci și acolo s-a râs și s-a vorbit. Oamenii se cunoșteau, ori poate s-au împrietenit după ce a plecat trenul. Ce impresie v-a făcut? Păi nu știu dacă și la ei se râdea. V-ar fi rămas în memorie un compartiment în care ar fi fost tăcere? Dar să mergem. Trecură alături numai Andrei, Alexandru, Martin și procurorul șef. Un infirmier apăsă pe niște butoane și din zidul alb metalic apărură pe un fel de mese sertar cele două cadavre. Erau acoperite cu pânză albă impermeabilă. Sunt îmbrăcați? Nu, tovarășe, răspunse rece infirmierul. Să îmbrace. Stăteau pe niște taburete rotunde și se uitau la cei doi oameni deveniți peste noapte păpuși de ceară. Martin nu rezistă și ieși afară. Nimeni nu-l opri. Andrei vrut să-și aprindă o țigară, dar se abținu și o înfipse în buzunarul de sus al sacoului. Îl îmbrăcau pe Vlad. Măi, Andrei, măi, dacă ai ști tu ce de vorbe mai spun lemnele astea, măi, tare te-ai mai minunat. Din camera de mansardă și o porțiune din pod, Vlad făcuse în studenție un adevărat atelier. Cioplitorul vorbea cu ei, vorbea cu lemnele lui și în vremea asta camera mică se umplea de fum și deschidea ușa larg spre pod, umplându-le pe amândouă cu cearta lor pentru problemele vitale ale omenirii. Puneți lumea la cale, puneți-o măi, că ea, săraca în atâta amar de vreme, n-a fost vrednică să o facă. Toate un bun simț din firea lor, o lege a lor, așa cum are lemnul ăsta, a crescut după un bun simț al lui, dat de mama natură, după niște legi aflate în el, pe care le-a așezat în mijlocul legilor din jur. A făcut pace cu ele și a început să crească. Poate ar fi vrut să o ia razna, așa, în sus sau să se lățească, dar vedeți voi, mai erau și alții pe acolo, care i-au zis, ia stai, frate meu, unde te crezi? Și fratele a stat și a judecat că pământul și soarele nu sunt numai ale lui. Și uite așa s-a făcut bunul simț al copacilor. Și puii lui au luat bunul simț de la el. Au mai încercat și unii să se păgânească, dar atunci pădureaș vântura crengile, amânie și asfat. Și uite așa pădureaș a învățat copacii să aibă loc, să nu se creadă unul mai braț ca altul. Legea bunului simț nu-i bine să o încalci, că îi schilodești pe cei din jurul tău, așa că ursul când calcă peste mușuroiul de furnici. Fabulele lui Vlad, spuse cu vorbă rară, stârneau proteste, unii îl puneau la punct cu conservatorurile, alții cu argumente ceva mai concrete încercau să-l convingă de ceva și cearta se stârnea din nou. Cine a călcat legea bunului simț, Vlade? Gata, tovarășe Pandrea, să vină conductorul. 5. Omul părea din ce în ce mai obosit. Stai jos, tovarășe Martin. Așa, și acum ascultă-mă cu atenție. De ce ai intrat în primul compartiment de la capătul vagonului? Da, ai cerut biletele. Acolo se bea bere. Ai perforat și te-ai gândit că ți-e sete și dumitale. Drept. Ai plecat mai departe. Ai perforat iarăși bilete. Oamenii beau bere sau suc. Vorbeau, se întrebau unde călătoresc, iar unii râdeau. Ai ajuns la compartimentul 4. Ai deschis ușa și ei văzut pe cei de aici. Cum erau așezați? Păi nu mi-amintesc. Bine, atunci spun eu cum stăteau. Tânărul de colo și l-a arătă pe Vlad stătea la fereastră, cu fața spre locomotivă. Martin se uită că a trezit din somn la Andrei. Așa e, de unde știți? Niciodată nu călătorește pe alt loc. Este un obicei al lui. La trenurile cu locurile rezervate, dacă avea alt loc, făcea schimb. Convigea nu știu cum lumea să-i cedeze locul acela. Voia să vadă totul afară și nu-i plăcea să stea cu spatele. Îl cunoașteți, tovarășe? Da. E drept că stătea la fereastră. Doamna era lângă ușă, pe partea tânărului, tot cu fața la drum. Cum ziceați dumneavoastră? Așa. De ce ai intrat? Ai cerut biletele. Cine ți le-a dat primul? Martin se uită la cei doi și deodată uimit se întoarse spre Andrei. Nu e aici. Cum nu e aici? Păi nu e aici, tânărul cu berea.
Era acolo, în fața acestui mort, tot la fereastră, dar cu spatele la drum. El mi-a dat biletele întâi și pe urmă băiatul ăsta de aici, decedatul, și-a întrebat de restaurant și tânărul celălalt, care nu e aici, a zis că are el bere. Când le-am spus că n-avem vagon restaurant, și a scos sticlele din sac. Doamna mi-a dat și ea biletele, apoi celălalt, cel de colo cu părul sur, și-a ieșit. Da, așa a fost. Conductorul parcă se trezise din somn și vorbea uluitor de repede. Se uita fix la Vlad și vorbea. Vorbea de parcă citea pe fața lui și deodată tăcu, foarte obosit. Tovarășe Martin, ești sigur că mai era cineva în compartiment? Sigur, tovarășe. Uite, tânărul acesta a întrebat de vagonul restaurant și cel din fața lui, care nu e aici, i-a spus că are el bere. Sigur, asta mi-aduc aminte. Și eu m-am gândit atunci că e rău că n-avem vagon restaurant. De asta mi-aduc aminte. Și mi-aduc aminte cum a scos sticlele din sac. Două sticle. Cum arăta tânărul? Conductorul se uită iar buimac la Andrei și pe urmă își întoarse privirea spre Vlad, căutând parcă ajutor. Era înalt, că a luat ușor sticlele din sac și sacul era sus în plasă și el nu s-a înălțat deloc ca să ajungă la ele. Era slab sau gras, brunet sau blond? Nu mi-am amintesc, știu că a luat sticlele ușor din sac, de acolo din plasă, nu s-a înălțat deloc când le-a luat. Conductorul repeta mecanic povestea cu sticlele luate ușor din plasă, de parcă era frică să nu uite pe neașteptate acest amănunt. Era tulburat de oboseală, de nesom și de obsesia acelui compartiment cu morți, despre care de azi noapte încoace îi se puseseră sute de întrebări. Probabil simțea în tot corpul căldura aceea lipicioasă a oboselii din diminețele de vară după nopțile nedormite și ar fi vrut să intre într-o apă rece să se limpezească. Alexandru gândi că probabil omul reținuse doar statura tânărului, foarte înalt, pentru că el, conductorul, era mărunt. Și ce-a făcut cu sticlele? Nu obosea Andrei cu întrebările. Parcă nu simțea căldura aceea lipicioasă pe care o încercau toți cei de față. De altminteri, deși nu dormise toată noaptea și condusese mașina de la București la Galați, arăta proaspăt, iar hainele pe el nu aveau nicio cută. Le-a pus pe masă, veni răspunsul lui Martin. După asta eu am ieșit. Nu ți-amintești nimic altceva despre acest compartiment? Nu. La urzice ne-au urcat puțini oameni. Eu m-am dus în vagonul vecin și doar la făurie am venit înapoi. Au coborât câțiva și au urcat o singură femeie. Din greșeală, avea bilet de clasa a doua. Din cei de la compartimentul 4 a coborât cineva? La Făurei sau la Brăila? Nu mi-amintesc. Luminile erau aprinse pe culoar? Da. A mai intrat cineva, vreun pasager nou, mă gândeam, în acest compartiment? Nu, că ar fi trebuit să-i perforez biletul și eu nu mi-amintesc să fi făcut asta. Putea să intre acolo fără să-l observi. Atunci când ai plecat în vagonul vecin, de exemplu, când am trecut pe culoar, nu era nimeni în plus înăuntru. Aș fi observat, noi conductorii avem ochiul format. Știți, prindem imediat apariția unui nou călător în vagon, chiar dacă nu l-am văzut urcând. Mulțumesc, tovarășe Martin, mergi și te culcă, dar să ne lași adresa din București. Poate o să te mai căutăm. La dispoziția dumneavoastră, dacă îmi mai aduc aminte ceva, îmi pare rău că nu vă pot fi întru totul de folos. Unde a coborât tânărul cu berea? Izbucni scurt întrebarea lui Andrei. Privirea neputincioasă a lui Martin era mai grăitoare decât orice cuvânt. Știu eu, încercă el totuși plin de bunăvoință. Poate la Galați, aici a coborât toată lumea, de asta nu mi-l amintesc coborând. Dar absența lui din compartiment, ai sesizat-o cumva înainte de Galați? Nu, și cred că la o vreme au stins lumina. Sigur au stins lumina? Aici la Galați compartimentul nu era luminat. Altfel aș fi văzut că ei stau acolo și nu coboară. Cred că o stinseseră de mult. Li s-o fi făcut somn. Da, cred că au stins-o înainte de Brăila. Altminteri mi-aduceam aminte ceva din mișcările de acolo. Dar așa parcă au dispărut din ochii mei deodată. Deși memoria conductorului de tren nu funcționa cum trebuie,
Andrei era tentat să-l creadă, tocmai pentru acest, parcă au dispărut din ochii mei deodată. Automatismul memoriei păstrase pe cei patru atât timp cât acționaseră asupra ei prin mișcare. Lumina se stinsese înainte de Brăila. Grupul celor patru intrase în uitare pentru că ochiul omului era atent la ce se mișcă prin vagon. În niciun caz n-au stins ei lumina, spuse Andrei. Cât erau treji, n-aveau de ce să o facă, mai ales aproape de Brăila, unde inginerul trebuia să coboare. Andrei se adresă conductorului, dar de fapt își urmărea firul propriilor sale raționamente. Mulțumesc, tovarășe Martin, o să te mai căutăm noi dacă o să mai fie nevoie, iar dacă între timp dumneata îți mai amintești ceva, uite telefonul acesta, întreb de Andrei Pandrea. Apoi ieșiră din sala aceea de o curățenie cenușie și cu miros de formol. 6. Aș vrea să văd toate obiectele găsite în compartiment. Da, bineînțeles, răspunse procurorul. Glasul era puțin iritat și aproape sigur că Andrei era acela care îl iritase. Poate era prea sigur pe el și prea categoric acest capitan tânăr. Alexandru știa însă că atunci când începea să lucreze, Andrei nu mai era atent la ce impresie lăsa asupra oamenilor cu care lucra. Nici nu-l mai interesa, n-avea timp să se mai complice în nuanțe și menajamente. Important era doar firul lucrurilor în ancheta și logica lor. Amprentele tânărului dispărut, adică alte amprente decât ale celor trei victime, au fost găsite pe obiectele din compartiment? Sunt multe amprente neidentificate pe obiectele care aparțin celor trei. Am însemnat în mod special pe cele mai proaspete. Pe sticlă se află numai amprentele lui Vlad Braniște și Istrati, iar pe gâtul sticlelor o amprentă necunoscută. Poate aparține acelui tânăr, dar amprenta de pe gâtul sticlei nu se mai repetă pe niciun alt obiect. Pe aparatul de filmat al lui Vlad Braniște se află astfel de amprente neidentificate? Da, dar nici ele nu se repetă. Aparatul însă n-are peliculă și este prost închis, ca și cum cineva ar fi umblat în grabă la el. Interesant! Amprente necunoscute se află de asemenea pe geamantanul doctoriței, diferite pe mâneri și pe pereții geamantanului. Uitați-vă aici! Procurorul îi întinse lui Andrei niște fotografii, dar acesta îi făcu un semn pe urmă. Amprente necunoscute se află pe geanta maiorului. Pe chitanța de telefon a lui Broșteanu nu se află amprentele maiorului Istrati. Glasul procurorului era tot obosit, dar parcă mai puțin iritat. La prima constatare, urmă el, afară de cele ce v-am spus, amprentele necunoscute nu se repetă la cei trei pasageri, adică la obiectele lor. Necunoscutele sunt în toate cazurile necunoscute. Da, cred că a fost clar, îi zâmbi Andrei pentru prima dată. Știți, spuse el brusc, Vlad Braniște mi-a fost un foarte bun prieten. Procurorul își plecă ochii. Andrei întindea o punte de înțelegere și procurorul regreta acum că se enervase atât de copilărește. Îmi pare rău. Vă rog, pot să vă mai întreb unele lucruri? Cu toată plăcerea vă voi răspunde, imită procurorul tonul politicos. Bănuiesc că ceea ce vă interesează să aflați de la mine este legat de doctorița Pintea, nu-i așa? Da, îi zâmbi din nou Andrei. Da, într-un fel este foarte greu. Doctorița Pintea a lucrat aici, 2 ani, la un spital. A plecat de un an. O cunosc mai mult din vedere și mai ales din auzite. A fost asistenta chirurgului Matei Proca. Sper să putem sta de vorbă cu doctorul Proca. Da, l-am anunțat de accidentul doctoriței. De altminteri, ea este internată la spitalul unde a lucrat. Pe Matei Proca o să-l găsim sigur acolo. Putem merge, deși nu prea văd ce legătură are cu asta, cu cazul în sine. Și pe urmă, povestea asta pică foarte prost, adăugă ca pentru sine procurorul. De ce se miră Alexandru? Fica doctorului se căsătorește mâine. Știți, Matei Proca suferă foarte mult, a fost zguduit de întâmplare. Ține foarte mult la doctorița Pintea. O considera un excelent chirurg, mai precis dotată cu toate calitățile necesare unui chirurg excelent. Nu vizita noastră pică prost, ci accidentul. Asta am vrut să spun. Matei Proca și-a exprimat dorința să vă vadă și să stea de vorbă cu dumneavoastră.
Se părea că nu existau șanse ca încordarea dintre Andrei și procuror să dispară. Vinovat era Andrei, care era necăjit și furios. Și de data aceasta intrase în starea de polemică, cum spunea Ana, stare neplăcută, dar mai ales incomodă pentru partenerii de lucru și foarte periculoasă pentru adversari. Când îl vedea așa, Ana se bucura. Andrei este cu toată materia cenușie în stare de atac pe linia întâi a frontului. Văd că știți multe despre doctorul Proca și mai ales mi se pare ciudat că nu spuneți Margareta Pintea, adică numele întreg, cum fac de obicei anchetatorii când vorbesc de pacienții lor, ci insistați pe cuvântul doctorița, căruia îi mai dați și o nuanță ciudată. Când vă aud pronunțându-l, am senzația că mă aflu în cercul de prietene al tantei Clara, când se bârfesc partenerele de brici absente în clipa aceea. Tanti Clara, adăugă ele, este prea buna mea mătușă care a avut curajul să mă crească și cu care locuiesc încă, spre fericirea mea. Andrei bate câmpii, nu se putu abținu Alexandru să nu gândească. O să se certe cu procurorul și se duce dracului ancheta de aici. Dar asupra procurorului efectul fu fulgerător, cum se așteptase Andrei, se înroși răspunzând repezit. Pe doctorul Proca îl cunosc foarte bine, pentru că suntem prieteni de mai bine de 20 de ani. Asta e una. Cât privește doctorița, și-a atras singură această prescurtare de nume. Așa îi spune tot orașul. Și nu cu admirație. Când te încurci cu străini din port, nici nu te poți aștepta la altceva de la un oraș portuar cum este Galațiul. Încheie procurorul de-a dreptul furios. Excelent! Asta am vrut, stimate tovarășe procuror, spuse satisfăcut Andrei. Uitându-se unul la altul, izbucniră în râs. Procurorul înțelese în sfârșit că Andrei a întins o cursă ca să-l scoată din tăcerea lui politicoasă. Înțelese că el, procurorul, prea se ținuse deoparte până acum și că tânărul capitan picat de la București a făcut exact ce trebuia ca să-l implice mai activ în afacere. Da, aveți dreptate, zise procurorul, că despre doctorița Pintea aș vrea să vă mărturisesc că nu împărtășesc părerile orașului, și pe cele, ci pe cele ale lui Matei Proca. Și eu cred la fel, zâmbi Andrei, adineori mi-ați vorbit cu vocabularul cu care probabil prietenele soției dumneavoastră comentau cazul Margaretei Pintea. Nu numai prietenele soției mele, ci chiar și eu, ne-am și certat odată din cauza asta. Dar mă rog, eu zic să mergem la Matei la spital. Acolo vom discuta mai pe îndelete. Pe drum am să vă povestesc și eu câte ceva. Înainte de a pleca, pot să vă rog să cereți prin telefon procuraturii Brăila și celei din Făurei câteva informații? Rugați pe un colaborator al dumneavoastră să o facă în lipsa noastră. Aceeași rugăminte o adresa Andrei și colegului său Gălățean, capitanul Negură. 7. Spitalul părea să nu fie departe și Andrei îi propusese să se meargă pe jos. Voia de fapt să câștige timp și să afle cât mai multe cu privință de la procuror. Păi ce să vă spun, acum 3 ani Margareta Pintea a venit ca stagiar la spitalul unde lucrează Matei Proca. Evenimentul a fost remarcat de cucoanele din oraș. O femeie foarte frumoasă și elegantă. La câteva luni s-a aflat că Matei Proca nu mai face nicio operație fără Margareta Pintea și că Proca o consideră cel mai serios și mai talentat asistent al său. Matei mi-a spus odată că asistenta lui va ajunge un mare chirurg. Atunci am aflat că tânăra doctoriță datorează în cea mai mare parte această pregătire soțului ei, profesor chirurg, unul din maestrii adorați la facultatea de medicină. Tot în această perioadă s-a aflat că bărbații, mai ales colegii din spital, îi fac insistent curte Margaretei Pintea. Toate insistențele au rămas fără rezultat, însă, și doctorița Pintea și-a atras respectul celor din jur. În câteva rânduri a vizitat-o soțul ei, dar după una din vizite, Matei mi-a spus cu amărăciune că Margareta nu este fericită, că nu-și iubește soțul, mai mult crede că îl detestă. Și într-o zi natura a învins. La un an după sosirea ei aici, am aflat, comentat la un ceai al nevestemii, că doctorița Pintea s-a încurcat cu un străin. Faptele reale, fără comentarii răutăcioase, le-am aflat de la Matei.
Peter Günther, funcționar la o agenție comercială, s-a internat în spital pentru o operație. Doctorița Pintea s-a ocupat în mod special de bolnav, care nu știa încă românește, ajutându-i să se înțeleagă cu cei din jur. Apoi s-a aflat că cei doi au devenit foarte buni prieteni, că ies împreună în oraș, că el o vizitează acasă, că Margareta îi dă lecții de limba română și așa mai departe. Rezultatul a fost că vechile cunoștințe au urât relațiile cu ea. Singurul om care îi arăta în continuare prietenie era Matei. În ciuda atmosferei de gheață din jurul ei, chiar și soția lui Matei, care lucrează la același spital, își schimbase mult purtarea. Margareta era fericită, până când soțul ei, sesizat probabil de cineva, a venit și a făcut un scandal îngrozitor aici. A amenințat că se va plânge ambasadei Ministerului de Externe că va face tot ce este posibil să obțină expulzarea lui Günther. Margareta a amenințat cu despărțirea. Soțul ei a pus mâna pe telefon să sune la București. Speriată de perspectiva unui scandal care se va termina cu plecarea lui Günther, Margareta a acceptat să se întoarcă la București. Atunci am aflat că ea a vrut să divorțeze încă din ultimul an de facultate, dar că soțul ei a șantajat-o cu sinuciderea. Familia ei a amenințat-o și ea în fel și chip și au convins-o să nu se despartă. Dar la terminarea facultății ea a cerut să plece în provincie, deci soțul ei voia să o oprească la catedră sau ceva în genul acesta. Nu este niciun an de când doctorița Pintea a plecat de aici. A mai venit de câteva ori, dar știu că Günther se duce aproape fiecare sâmbătă la București cu mașina. Se părea că totuși se vor căsători. Ceva mai precis vă poate spune Matei. S-a așternut tăcerea. Toți trei urmăreau circulația de dimineața a străzii, dar și Andrei și Alexandru așteptau încă ceva de la procuror. Nu știau ce, dar așteptau. Procurorul simțea și el așteptarea în tăcerea celor doi și, oftând, continuă cu un efort vizibil. Tovarășe capitan, credeți cumva că din cei trei ținta asasinatului a fost doctorița Pintea? Și de ce nu? Am convingerea că mai degrabă unul din cei doi bărbați a fost vizat. Și când spun asta, mă bazez pe un singur amănunt pe care îl știu și care exclude de la început premeditarea asasinării Margaretei Pintea. Andrei și Alexandru îl priviră întrebători și oarecum mirați. Procurorul tuși scurt și urmă. Felul în care a fost organizat asasinatul o exclude pe Margareta Pintea din cei vizați. Oamenii care o cunosc pe doctoriță știu că ea detestă berea. Matei a întrebat-o odată râzând cum se împacă gusturile ei cu cele ale lui Günther, care era un mare băutor de bere. Ori, în astfel de situație, nu văd ca cineva să pună la cale otrăvirea ei tocmai cu această băutură. Trebuie să recunoașteți că asasinul își cunoștea victima, sau teoretic trebuia să o cunoască și să știe cât mai multe despre ea. Nu e obligatoriu, veni răspunsul lui Andrei. Uneori executanții nu știu nici cum arată victima lor la față. Ce vreți să spuneți? Întrebă procurorul. Credeți că există posibilitatea unui asasin, cum să-i spun, tocmit? Un asasin angajat. Numai pentru această acțiune și atât. Poate pentru motive neștiute de noi, Margareta Pintea trebuia să dispară pur și simplu și să dispară înainte de a se întâlni cu Günther, înainte de a-i comunica ea lui Günther ceva atât de important încât a trebuit să moară un om. Asta nu vi se pare posibil? Și pe urmă povestea cu berea cade. Doctorița Pintea vă contrazice, a băut totuși bere, judecând după faptul că prezintă aceleași simptome pe care le prezintă și cei doi morți. Ce ziceți? La spital, doctorul Proca îi aștepta în cabinetul său. O soră drăguță îi conduse prin labirintul coridoarelor. Pe aici, vă rog, deschise o ușă și anunță. Au venit tovarășii. Poftiți, vă rog. Procurorul făcu prezentările. Doctorul Proca îi invită să ia loc. Vă stau la dispoziție. Sunt foarte îndurerat de cele petrecute. Margareta a fost cel mai bun asistent al meu și este un om minunat, un real talent, foarte devotat profesiei. Am regretat mult plecarea ei la București. Vorbind, doctorul Proca era vizibil tulburat. Andrei îl urmărea și se gândea când ar putea să-i pună o întrebare, dar îl scoase din încurcătură chiar doctorul.
Cam ce ați dori să aflați de la mine? Tovarășe doctor, am venit pentru că tovarășul procuror ne-a comunicat dorința dumneavoastră de a... Procurorul tresării, uluit de sângele rece cu care Andrei mințea. Era adevărat că doctorul Proca dorise să-i vadă, dar și Andrei insistase să-l întâlnească pe doctor. Andrei însă nici nu clipi. Îi convenea acum numai jumătate de adevăr. Doctorul și procurorul știau mai multe, iar din aceste multe lucruri, el, Andrei, ar fi aflat poate prea puține dacă începea cu întrebările. Și n-ar fi aflat poate esențialul. O întrebare putea canaliza discuția pe un drum lăuntric, lăturalnic sau chiar greșit. Da, eu am dorit să vă văd. Eram sigur că veți ancheta și aici cazul doctoriței Pintea. Și cum știu că puțini oameni gândesc drept despre ea, am vrut să vă spun eu adevărul așa cum este, nedeformat de prejudecăți. Pentru că în povestea doctoriței Margareta Pintea nu este nimic urât, dubios și ca atare nu vreau ca... Andrei asculta tăcut. Ar fi putut să intervină cu ceva, dar prefera să tacă. Faptul că securitatea anchetează acest caz m-a pus pe gânduri, urmă doctorul. De aceea am vrut să vă vorbesc. Margareta Pintea este de 2 ani prietenă cu un străin, Peter Günther, un om cinstit, cu care trebuia să se căsătorească, dar mai înainte trebuia să obțină divorțul. Relația lor a stârnit aici multe discuții. Imaginația oamenilor este întotdeauna foarte bogată. Atunci când se apucă de țesut lucruri rele sau senzaționale la adresa semenilor lor. Dacă din cei trei cea vizată a fost asistenta mea, dar nu cred asta, singurul om care putea să o omoare este soțul ei, profesorul Ștefan Pintea, pentru că este singurul care avea un motiv. Margareta înaintase de acum 5 luni acțiunea de divorț, iar el mi-a mărturisit că nu o să poată supraviețui despărțirii. Dar Ștefan Pintea este medic și un medic nu poate ucide. Asasinatul este incompatibil cu morala unui medic. Dacă omul Pintea ar fi putut nutri gânduri sumbre la adresa soției sale, mâna chirurgului Pintea nu s-a ridicat niciodată să ucidă. Andrei îl privi uluit și veni gândul năstrușnic să aplaude. Sunau foarte frumos cuvintele lui Proca, dar Margareta Pintea se afla în spital, otrăvită cu o substanță care se găsea numai în marile laboratoare, după cum fusese adormită cu un somnifer folosit la operații în cazul pacienților care nu suportau anestezicele obișnuite. Dozarea otravă somnifer, ca și substanțele folosite, reclamau categoric amestecul unui medic și încă al unuia obișnuit cu practica sălilor de operații. Ce părere aveți de asta, tovarășe doctor?" zise Andrei. În cazul nostru, până acum nu avem decât un singur medic chirurg care are legătură cu povestea asta, doctorul Ștefan Pintea. Nu cunosc amănunte despre ceilalți doi, dar nu este exclus ca în cercul lor să existe medici, chirurgi, farmaciști, care să se fi folosit de aceste substanțe. De ce să ocolim evidența?" replică Andrei. Pentru că dumneavoastră îi purtați prietenie profesorului Pintea și pentru că păstrați încă imaginea romantică a jurământului depus de fiecare medicinist la terminarea facultății, dar tot în numele acestui jurământ văd că sunteți gata să credeți că alți medici, nu Pintea, ar fi putut folosi o travă. Proca îl privi interzis. Vă rog să mă iertați, tovarășe doctor, urma Andrei, dar eu personal am anchetat cazul la doi medici care s-au folosit de masa de operație pentru a ucide ca să-și salveze pielea. De fapt, nici nu l-acuz pe profesorul Pintea de a-și fi ucis soția. V-am răspuns numai la ipoteza emisă și desființată de dumneavoastră în numele unei morale. Dar morții există. Morala este evident încălcată și ca atare noi de aici trebuie să pornim pentru elucidarea cazului. De la faptul că un criteriu n-a mai funcționat, că la mijloc se află un medic chirurg, anestezist sau de altă specialitate, e un lucru evident. Crima a fost pusă la cale în mare grabă, aș spune chiar în ultimele ore dinaintea plecării trenului și asta presupune că asasinul este cineva care, pe de o parte, se pricepea la combinația otravă-somnifer, la dozarea lor, iar pe de altă parte avea aceste substanțe la dispoziție.
Nu este cazul lui Pintea, încercă să protesteze Proca. În fața logicii care îi se impunea, sunt sigur că nu el a ucis, cum la fel sunt sigur că nici Peter Günther nu a putut face asta. Avea Günther un motiv oarecare să vrea să scape de Margareta Pintea? Nu, dimpotrivă era mai hotărât ca oricând să se căsătorească cu ea. Voia să iasă din corpul tehnic al agenției, să se stabilească și să lucreze la Galați, la o întreprindere românească și, evident, să se căsătorească cu Margareta Pintea. Uimirea se citi și pe fața procurorului și în privirea lui Alexandru. Numai lui Andrei îi fulgerară ochii. Nu știți cumva, tovarășe doctor, dacă cineva avea interes să înlăture cauza pentru care Günther a luat o asemenea hotărâre? De data aceasta, uimirea lui Proca veni ca răspuns la întrebarea lui Andrei. Cred, tinere, că mergi prea departe cu bănuielile. Proca trecuse la tu de emoție. Prea lua dimensiunea obișnuită o relație umană pe care el o știa și o vedea în cadrul pur al sentimentelor. Cine ar avea un interes deosebit ca Günther să nu părăsească agenția? Urmă el. Șefii lui doar, dar de la asta până la a asasina e un drum lung și pe urmă cauza nu merită o astfel de rezolvare. E absurd. Poate că aveți dreptate, poate este absurd. Andrei însă știa că nu era absurd și o astfel de situație. Nimeni nu cunoștea exact ce servicii îndeplinea Günther pentru agenția lui. Poate alături cu obligațiile profesionale, Günther mai lucra pentru o agenție particulară cu intenții deloc cinstite. În acest caz, evident că rămânerea lui în țară putea deveni nedorită și totuși nu se putu opri Andrei să gândească. Stabilirea lui Günther într-o întreprindere românească nu putea fi decât de folos unei agenții de spionaj economic. Dar dacă Günther își terminase aici misiunea și era necesar în altă parte... Andrei scutură capul, gonind parcă o muscă supărătoare. Prea o luase înaintea faptelor cu presupunerile. Poate că totuși Margareta Pintea a murit din întâmplare. Evident, nu împărtăși niciunul din aceste gânduri doctorului Proca. Tovarășe doctor, reluie el, în zilele în care Margareta lucra aici, sau mai apoi când venea de la București, nu ați observat nimic anormal la ea? Neliniște, frământare, frică? Frământată și neliniștită este de când a început relația cu Günther. Pe acest fond de frământare greu se mai poate sesiza altă cauză, de felul celor pe care le presupuneți dumneavoastră. Regret, dar refuz să accept că doctorița Pintea a făcut vreun serviciu lui Günther, un serviciu care ar pune-o în afara demnității și a legilor. Tonul lui Proca avea ceva patetic și în același timp o mare doză de mâhnire. 8. În clipa asta, sora intră după ce ciocănise la ușă. Tovarășe doctor, domnul Günther vrea să vă vorbească. Spune că este ceva deosebit de important. Toți rămăseseră o clipă stupefiați de această veste. Doctorul își reveni primul. Poftește-l, te rog. Sora ieși și introduse în birou un bărbat înalt. Un tip clasic de nordic. Superb tip, gândi fără voie Andrei. Cred și eu că doctorița și-a lăsat bărbatul pentru ăsta, reflectă Alexandru. Vădit jenat de prezența celorlalți, Günther începu în românește să se scuze, mâlbâindu-se, apoi continuă în franceză. Îl îngrijora faptul că Margareta Pintea, care trebuia să sosească de aseară, ieri comunicase prin telefon, n-a venit nici cu trenul de dimineață. El, Günther, a sunat la București, dar i s-a trântit telefonul. N-ar fi îndrăznit să-l deranjeze pe domnul doctor, dar el pleacă din țară pentru 2 săptămâni. Margareta știe de aceea și venea la Galați. Nu voia să-l conducă la avionul pe care îl lua de la București. Între cursa de Galați și cealaltă nu erau decât 25 de minute. Acum îndrăznește să-l deranjeze pe domnul doctor. Poate vrea să sune la București și să afle dacă Margareta nu vrea totuși să vină la aeroport. Străinul era foarte necăjit că va trebui să plece fără să-și vadă iubita. Părea puțin ridicol cu problemele lui de îndrăgostit romantic. Doctorul Proca devenea din ce în ce mai palid, înspăimântat de ceea ce va trebui să-i comunice. Domnule inginer, luați loc, dar faceți mai întâi cunoștință cu domnii... Am impresia totuși că deranjez, început din nou Günther.
Nu, nu, chiar aveam nevoie de dumneavoastră, interveni Alexandru, încercând să-l scutească pe Proca de supliciu prin care trecea. Da? Dar ce s-a întâmplat? Este vorba de doctorița Margareta Pintea. Ce anume? Ce s-a întâmplat, domnule doctor? Se întoarse el cerându-i o explicație. Îi funcționează perfect capul, aprecie Andrei, sau joacă teatru. Domnule Günther, își intră Alexandru în rol, ne pare foarte rău că trebuie să vă dăm o veste proastă. Știți? Doamna Pintea a suferit un accident. Este aici la spital? Sărică ars Günther. Și de ce domnul doctor nu m-a anunțat? În tăcerea din jur, Günther se făcea din ce în ce mai palid. Andrei simți că nu mai poate rezista la această scenă. Fie adevăr, fie teatru, își și ieși afară. Când reveni, Günther în picioare lângă ușă. Se exprima corect în românește, rar și cu accentul lui de străin. Vă rog să mă iertați, domnilor, că mi-am ieșit din fire. Vă cer scuze pentru tot ce am spus și pentru această scenă penibilă. Părea îmbătrânit și căpătase în privire o demnitate bătrânească de om adânc lovit. Vă rog încă o dată să mă iertați. Vă stau la dispoziție pentru anchetă. Nu mai plec din țară. Nu mai am de ce. Deocamdată plecam să obțin mutarea mea din corpul tehnic al agenției în colectivul de ingineri străini din întreprinderea de aici. Cu permisiunea dumneavoastră, voi anunța ambasada noastră de la București de cele petrecute. Dacă mai aveți ceva să mă întrebați, mă găsiți la agenție. La revedere, domnilor! Cu bine, domnule doctor! Și Günther ieși înainte ca cineva să-i mai poată spune o vorbă. O tăcere, grea, penibilă, se așternu în cabinet. Îmi pare rău, tovarășe doctor, că v-am tulburat cu treburile noastre. Începu Andrei un fel de rămas bun, când în cabinet năvăli un tânăr, care se abținea să nu fie vesel, deși se vedea că n-are niciun motiv să nu fie. Bună ziua, tată! L-am văzut plecând pe Günther. Era dărâmat rău, săracul. Da, șopti doctorul. Apoi își prezentă fiul, Călin Proca, tovarășul Pandrea, Alexandru Deleanu. Am aflat astăzi dimineață de la tata ce s-a întâmplat. Ceea ce este mai groaznic e că am călătorit în același tren cu Margareta Pintea. Cum? Ați călătorit împreună? A, nu. Eu am venit cu clasa a doua. Am dormit în tren până la Galați. Noroc că aici m-a trezit o vecină. Am băut bere cu colegii în gară. M-am trezit cu o groaznică durere de cap. N-ați zărit-o pe doctorița Pintea? Nu, și chiar dacă o vedeam, nu știu dacă aș fi recunoscut-o. N-am văzut-o bine decât o singură dată aici, într-o vacanță. Știți, doctorița Pintea nu venea la noi în vizită, iar la spital nu prea veneam noi, adică eu și sora mea. În rest, eu sunt la București, sunt student la drept. Și deodată, fără să fie întrebat, spuse cu o grabă care arăta că abia așteptase să-i vadă să le comunice părerea sa. Știți, eu cred că Günther a otrăvit-o. S-a opus-o să o otrăvească. L-am văzut în primăvara asta cu o doamnă blondă la București și păreau foarte intimi. Cred că a vrut să scape de Margareta Pintea și cu toată povestea lor luase niște proporții prea publice și nu mai putea să se despartă de ea. Scuză-mă, dar ce rost avea să o otrăvească când putea pur și simplu să plece de aici, cerându-și mutarea la altă agenție? Nu-și strică un bărbat cariera de dragul unei femei care își înșeală bărbatul cu el. La fel de bine îl poate înșela și pe el cu altul. Și pe urmă, femei ca Margareta Pintea, din amor sau din slăbiciune, mai pot face și alte servicii unor bărbați străini, așa cum este Günther. Cred că doctorița era puțin în plus în ultima vreme. Căline, ieși afară imediat. Imediat. Dar, tată, ieși afară. Vocea doctorului Proca era din nou șoptită. Ieși afară. Tovarășe doctor, întrerupse scena Andrei, credeți că o putem vedea pe doctorița Pintea? Imposibil, tinere. Doctorița Pintea este într-o stare mai mult decât gravă. Multe zile, foarte multe zile, nu va putea vorbi. Sunt șanse să scape? Da, colegii ei luptă să o salveze. A avut noroc că a băut doar un pic din berea aceea nenorocită. Cred că a luat din politețe. Nu. Nu o puteți vedea și aș dori să nu fie căutată decât atunci când noi suntem siguri că se află în afara pericolului.
Tovarășe doctor, sper că nici altcineva să nu se folosească de dreptul de a o vedea. De asemenea, sub ofițerului de gardă să nu îi se facă greutăți. Și noi suntem interesați să nu îi se întâmple un alt accident. După o tăcere, doctorul Proca a început cu timiditate. Tovarășe capitan, dacă soțul ei va voi să o vadă, este medic totuși, i-am telefonat și l-aștept. Bineînțeles că da. Adineori v-am răspuns doar la cele spuse de dumneavoastră și nu l-am acuzat pe doctorul Pintea de asasinat și cred că nici nu aveam motive să-l bănuim. Sunt convins că de adevărul spuselor dumneavoastră în legătură cu etica medicală. La revedere și vă mulțumim! 9. În biroul procurorului îl așteptau capitanul Negură și unul din colaboratorii procurorului cu informațiile cerute de Andrei. Tovarășe Barbu, n-aveți niște cafea? Ba, am, și-am trimis la bufet după gustări. E aproape 11 și n-ați mâncat nimic. Alexandru și Andrei îl urmăreau concentrați cum toarnă cafeaua de parcă gesturile procurorului dezvăluiau un ritual, ceva care le va descifra o mare taină. Numai băutorii rafinați pun atâta grijă și eleganță în umplerea ceștilor, gândi automat Andrei. Sunteți trist, tovarășe Pandrea. Și dacă ți-aș spune de ce sunt, tot nu mai înțelege. Poate ai dreptate. Vlad îți este străin așa cum îmi este mie doctorița sau inginerul acela din B. Dar și el este apropiat cuiva. De fapt, fiecare ne plângem doar morții noștri. Înțeleg, îmi pare nespus de rău, dar în cariera mea am întâlnit adesea ticăloșii și atâta durere și am fost atât de neputincios în fața lor, că mă mir cum nu m-a atins aripa acelei nebunii. Procurorul povestea ceva despre trei prieteni, despre colonelul de astăzi, Roman, despre el și despre moartea celui de al treilea. Și abia acum Andrei băgă de seamă că avea părul cărunt, că este puțin adus din spate, că are multe, multe cute în jurul gurii și că ochii sunt triști. Lumea, capitane, nu-i numai frumoasă sau numai urâtă, își aminti el cuvintele lui Roman. Dar vezi, nouă ne-a fost date spre cercetare cărările nopții și uneori sunt foarte urâte aceste cărări. Poate asta o să ne îmbătrânească înainte de vreme și o să dea gust de cenușă bătrâneții noastre. M-am gândit odată că poate este nevoie de bătrâni ca să fie frumoasă tinerețea. Andrei se scutură. Oare și eu voi fi bătrân, trist și indiferent ca procurorul? Dar poate nu e indiferent, poate a învățat doar să se apere de lucruri dureroase. Eu propun ceva, interveni energic Alexandru, să o luăm metodic și să facem puțină ordine în toată povestea asta. Altfel, dacă îl mai lăsăm mult pe Andrei să se gândească, în curând o să recite Miorița. Procurorul se uită mirat la cei doi. Andrei îi arătă pumnul lui Alexandru prin spatele fotoliului. Alexandru are dreptate. Să o luăm metodic și să facem puțină ordine. Tovarășe Negură, se întoarse el spre colegul Gălățean. Aveți vreo veste despre cea de-a patra victimă? Nu, până acum n-a fost semnalat nici în Brăila și nici la Făurei. O să apară. Dacă nu aici și nu astăzi, în cel mai scurt timp va apărea undeva. Nu vă înțeleg, tovarășe Pandrea, interveni procurorul. Va apărea acolo de unde i s-a tras moartea unuia dintre cei doi, și anume a aceluia care trebuia să moară până la Galați. Tot nu înțeleg. M-am gândit tot drumul la tânărul cu berea care a dispărut și nu sunt decât două variante. Prima, a înghițit și el bere otrăvită, fiind o victimă încrezătoare și asasinul fiind un al cincelea călător. În acest caz, tânărul, coborând înainte de a-și face efectul somniferul, a murit undeva în preajma gării în care a coborât. Cea de-a doua variantă, și aceasta mi se pare mai plauzibilă, tânărul este asasinul. Neîndemânarea de care a dat dovadă otrăvind trei oameni în loc de unul, dovedește că este prima dată amestecat într-o astfel de poveste, că este deci o unealtă. Și în acest caz, cel care l-a folosit îl va ucide în cel mai scurt timp cu aceleași mijloace. E comod așa și victima nici nu va băga de seamă. Bine, dar nu este obligatoriu să fie omorât la rândul lui. Când ești tânăr și conductorul
Ne-a spus că era un tânăr, deci când ești tânăr, când pe neașteptat ți se pune în mână arma și ți se spune să ucizi, ucizi având încredere în cel ce te îndeamnă sau fiindcă nu-ți frică de el. Ucizi ca în vis. Apoi te trezești și în cazul lui te trezești cu doi morți, nu numai cu cel condamnat să moară. Și vine conștiința sau frica, frica animalică de fapta ta sau de pedeapsă. Frica îți paralizează rațiunea, nervii, frica te duce la multe prostii. Și prima prostie va fi mărturisirea fricii. O va mărturisi celui care i-a pus arma în mână, sperând de la el o alinare, o asigurare că nimic nu se va întâmpla, că o să treacă totul. Și atunci va fi condamnat la moarte. Un asasin unealtă, înfricoșat și disperat, este un pericol pentru cel care a pus la cale totul. Veritabilul asasin va înlătura acest martor periculos așa cum l-a înlăturat pe unul din cei trei. Cam asta este. Poate mă înșel, dar nu știu de ce, cred că nu mă înșel. Și acum să mergem să vedem ce ați aflat în ceasurile acestea despre Istrate, Günther și Margareta Pintea. După un ceas, Andrei și Alexandru se ridicară de pe fotoliu. Brusc, făcând fumul din cameră să iasă din alunecarea lui lentă și să se zbată în spasme ciudate, gazdele se ridicară și ele. Vă suntem foarte recunoscători pentru toate informațiile pe care le-ați strâns și poate vă mai reveni, zâmbi Andrei. 10. În ciuda dimineții însorite și proaspete de mai, totul îi părea urât și trist. Rochiile vesele și elegante cu care bucureștencele anunțau în fiecare primăvară ieșirea din tristețea zăpezii topite și murdare, îi se păreau astăzi prea țipătoare, parcă ne la locul lor, și se miră cum de n-au observat până acum deșertăciunea minciunilor colorate cu care oamenii, mai ales femeile, își creau iluzia schimbărilor fundamentale și optimiste. Mașina aluneca ușor pe poarta ministerului. Ostașul de santinelă o salută reverențios, cum nu-i salută niciodată pe bărbați, urmărind-o cu ochii până la parcaj. În drum spre birou se gândi că Andrei și Alexandru sunt probabil de mult în anchetă la Galați. Apoi află prin telefon că Roman îi lăsase vorbă să treacă pe la el când se întoarce de la televiziune. Ridică receptorul să ia legătura cu ofițerul de serviciu, dar în clipa aceea pe ușă își făcu apariția locotenentul major 4. Vesel în ciuda nopții nedormite. Salutăm cu tot respectul. Alături cu omagiile mele, depun la picioarele dumneavoastră și acest plic cu niște bagatele din B. Mulțumesc, pătrule. Cum a fost noaptea? Grea. Pătru mai încercă să povestească ceva, dar văzând-o pe Ana prost dispusă, îi ură succes și se strecură discret pe ușă. Ana desfăcu plicul și îl citi. Chipul îi se îngândură și mai mult. Își notă într-un carnet câteva lucruri, apoi ceru legătura cu Hunedoara. După o jumătate de oră, mașina ei alunecă din nou ușor pe poarta ministerului. Salută cu aceeași reverență de santinelă. 10 minute mai târziu, parcă în fața clădirii elegante a televiziunii. Andreescu o aștepta alb la față, plimbându-se neliniștit prin birou cu niște pelicule în mână. Tovarășe mușat, ce bine că ați venit, simt că nebunesc. Galațiul a sunat cerând un reporter. Vlad a murit și eu... Eu nu pot să înțeleg nimic, e absurd. Unde a fost plecat ultima dată Vlad? La Hunedoara, la combinatul siderurgic. De ce? S-a mai precis cu ce sarcină? Păi a fost mai mult dorința lui. S-a dus pentru o săptămână. A făcut filmări la Deva și la Hunedoara. Mai ales la Hunedoara, la combinat. Pe o idee a lui mai veche. Combinatul, oamenii, orașul, știu eu, îl obseda felul cum se toarnă oțelul. Spunea că orașul vrea să arate cum oamenii de acolo, oțelarii, toarnă odată cu oțelul fierbinte și toate basmele, legendele, visele lor. Romantisme de ale lui Vlad. Dar cred că a ieșit ceva foarte reușit. Am văzut la montaj ieri după masă mai multe secvențe. Deci nu a fost în interes de serviciu. Ba da, dar acest film s-a făcut la ideea și la propunerea lui. E un film de autor.
Cât a stat acolo, v-a telefonat? De câteva ori. Mi-a cerut părerea asupra unor secvențe. Nu vi s-a plâns de greutăți? L-a împiedicat cineva sau ceva la filmări? Deloc. La Hunedoara, Vlad este cunoscut de toată lumea. Uneori mă gândeam că are mai mulți prieteni și cunoscuți acolo decât în București. Era reporterul care obținea acolo tot ce voia. Nu știu cum să vă spun, dar parcă era de-a lor, om de-al locului. Când s-a întors? Ieri pe la prânz. De fapt s-a întors cu un tren care ajunge aici pe la ora 9. A avut întârziere de un ceas sau două și de la gara a venit direct aici. Eu eram plecat. L-am găsit la montaj. Dădea indicații pentru film. Mi-a spus că vrea să-l dăm neapărat în cursul lunii viitoare. În ce stare sufletească era? Vesel. Vlad era vesel când lucra. Cred că era chiar fericit. Mi-a spus că a făcut o treabă foarte bună, că a filmat mult, dar era fericit că începuse lucrările la castel. Mi-a spus că săptămâna viitoare sau în cel mai scurt timp vrea să plece iar acolo. Ce-i cu filmările la castel? Tot o idee a lui, un film tematic, pe contrastul trecut, prezent și viitor. Știu eu cum să vă explic, el numește filmul Transhumanțe, deci mie nu mi se părea cel mai bun titlu. O pornea de la crescătorii de vite din vremurile dacice la oștenii lui Huniade, făurirea armelor în evul mediu pe aceste meleaguri. Apoi acești oșteni deveniți făurari de unelte de muncă până la combinatul de astăzi. Castelul și combinatul i-ar fi servit de fundal pentru istorie și contemporaneitate. Cel mai original lucru mi s-a părut aici ideea lui ca să filmeze în cadrul marii colectivități câteva chipuri de oțelari cărora să le dea o permanență istorică, adică aceleași persoane filmate în ritualul vieții dacice, apoi ca oșteni ai lui Huniadi, pe urmă în minele de fier, moșieri în ateliere și în sfârșit oțelarii de astăzi. Pe aceste chipuri și cu acest grup de oameni voia să urmărească și modificarea mentalității. Un film foarte interesant. Pe acesta îl făcea pe cont propriu, cum s-ar spune. Mie mi s-a părut interesant. Am vrut să-l includem în planul nostru, dar el a refuzat. Mi-a zis atunci, ăsta e filmul meu de inimă. Lasă-mă să-l fac în liniște și într-un timp mai lung. Când o fi gata și cred eu că e așa cum am vrut, ți-l dau să-l prezinți. Conta mult pe ajutorul celor de la Deva și Hunedoara și mai ales pe unul din cinecluburile de la Combinat. Credeți, tovarășe Andreescu, că în aceste filmări din ultima săptămână există ceva care, cum să vă spun, ceva care să impună moartea lui Vlad? Dar cine să-i dorească moartea pentru aceste filmări? Cei de la Hunedoara, cineva de acolo, îl omora acolo atunci. Brusc, mintea Anei ieși din pasivitate. Dacă cineva de acolo îi dorea moartea, îl omora acolo. Observația lui Andreescu era corectă. Dar de ce trebuia să-l omoare? Și dacă l-a omorât departe de Hunedoara, tocmai ca să îndepărteze bănuielile de acest loc. Înseamnă că dacă l-a omorât la Hunedoara, se afla în pericol de a fi bănuit și descoperit. Moartea lui Vlad la Hunedoara ar fi indicat și pe asasin. Moartea lui Vlad departe de Hunedoara a mutat brusc cercul bănuiților. Dar dacă am ști de ce trebuia să moară, acolo la Hunedoara s-a petrecut ceva și acel ceva ni l-ar fi indicat pe asasin. Scos din acest context, asasinul nu mai poate fi pus în legătură cu acel ceva și deci nici cu asasinul. Și dacă Vlad nu pleca la Galați în aceea zi? Tovarășe Andreescu, plecarea lui Vlad la Galați era programată de mult? A, nu, Vlad habar nu avea că o să plece la Galați, după cum nici eu nu știam că o să plece el. Trebuia să meargă un alt coleg, care s-a îmbolnăvit tocmai ieri, și astăzi trebuia să fie cineva la Galați. Se toarnă prima șarjă la unul din cele mai mari cuptoare din țară. Așa că întoarcerea lui Vlad de la Hunedoara a fost ca o mână cerească. Eram în mare încurcătură când i-am încredințat sarcina asta. A protestat el, dar s-a dus. Dacă știam ce se întâmplă, dacă trebuia să moară, murea și aici. Așa, nenorocirea s-a întâmplat în trenul de Galați și este o pură întâmplare locul în care Andreescu o privi îngrozit. Trebuia să moară Ana Oftă. Vlad avea dușmani în redacție sau, mă rog, în cercurile de aici,
Să fim serioși, chiar dacă ar fi avut, nu se ajungea la crimă. Antipatiile de serviciu nu se rezolvă prin crimă. Știu eu, să presupunem totuși. În niciun caz să nu credeți asta. Și pe urmă, Vlad nu avea dușmani. Asta mai mult ca sigur. Aș spune chiar că era îndrăgit de toată lumea. Vreo încurcătură sentimentală care să-i facă un dușman, un rival, mă rog, spuneți-i cum vreți. Dar nu suntem în evul mediu. Am impresia că astăzi oamenii se omoară pentru probleme ceva mai serioase. Sau, altfel zis, problemele importante și capitale ale omenirii acum sunt altele decât în epoca turnirelor. Când nu iubești, vorbești așa cum vorbiți dumneavoastră, dar când iubești, dragostea devine problema primordială. Dar în acest caz nu e o poveste care să intre în obiectivul securității statului. Și eu încă nu știu cum a murit Vlad și de ce vă ocupați dumneavoastră de acest caz și nu cei de la judiciar. Ana oftă din nou și îl privi pe Alexandrescu, ridicând din umeri. Pentru că în trenul de galați n-a fost găsit un singur mort, ci doi, Vlad și un ofițer. Poate că Vlad a fost omorât din cauza acelui ofițer. Sau acel ofițer a murit din cauza lui Vlad. Da, la asta nu m-am gândit. Nu vă supărați, acel ofițer îl urmărea pe Vlad și privirea lui Andreescu deveni foarte semnificative. Vlad era cumva în obiectivul dumneavoastră? Ana îl privi furioasă și vrut să-i trântească o răutate, dar se stăpâni. Nu, iertați-mă, ieri aici în redacție nu s-a petrecut nimic deosebit în legătură cu Vlad sau în jurul lui? Nu, nimic. Nu l-a căutat nimeni? Nu. A, ba da, la telefon. Un capitan de miliție din Deva i-am uitat numele. A telefonat din Deva? Nu. Mi-a spus că este în București și vrea să vorbească cu Vlad. Vlad era la masă, târziu, pe la ora 4. Și ce a spus capitanul? A zis că îl caută acasă. Vlad știa că pleacă la Galați? Sigur, i-am spus de cum a apărut și am hotărât să plece cu trenul de seară. De asta a stat aici până aproape de plecare. Voia să lucreze la masa de montaj cât mai mult. Capitanului de miliție din Deva i-a spus că Vlad pleacă la Galați? Andreescu o privi stupefiat. Dar de ce? I-a spus. Mereu îl caută lumea din Deva, începu Andreescu. Nu vă supărați, i-a spus sau nu? Cred că da. Întâi l-am rugat să sune mai târziu că Vlad se întorsese. El a zis că o să-l caute de seara acasă. Atunci am spus că e mai bine să sune pentru că Vlad pleacă astă seara la Galați. Și la ce oră pleacă, nu? Cred că da. M-a întrebat, dar nu văd gravitatea. În fond era un capitan de miliție. Lui Vlad i-ați comunicat că l-a căutat acest capitan? Da. Și Vlad? Că de ce n-am insistat să sune din nou sau de ce nu l-am întrebat unde îl poate găsi el cu telefonul? Vlad a găsit telefonul acesta sau, cum să vă spun, i-a dat importanță? Nu, nu cred. Am urmărit, doar trebuia să-l întreb unde îl găsesc. A, da, a mai zis după aceea ceva de felul acesta. Când a avut timp să vină așa repede? A mai sunat? Nu. Vlad n-a întrebat dacă l-a mai sunat capitanul? Nu. Pe la 6 a plecat la gară. Când târzia la tren? Din ușă nu mai s-a întors, parcă voia să mai spună ceva, apoi a dat din mână și a zis: nu mai am timp acum, las că de la Galați văd eu ce fac. Nu vă amintiți numele capitanului? Nu mi-l amintesc, atâta lume telefonează. Încercă o scuză Andreescu. Ați comunicat aici moartea lui Vlad? Nu, deși când au sunat cei de la Galați nu prea știam cum să-i explic șefului. Am spus că Vlad a suferit un ușor accident de mașină. Ați trimis pe cineva la Galați? Da. S-a întors un coleg azi noapte de la Suceava. Nu prea i-a convenit, era omul obosit, dar s-a urcat în mașină și s-a dus. Acolo o să afle că Vlad n-a ajuns. De ce n-ați anunțat nimănui moartea lui Vlad? Andreescu o privi uimit. Nici el nu știa de ce. Ați aflat de la Andrei azi noapte la ora 12. V-ați gândit toată noaptea la asta și rezultatul ați ascuns aici moartea lui Vlad. Bănuiți pe cineva? Nu, pentru Dumnezeu, nu bănuiesc pe nimeni. Și cu toate acestea, un cerc de bănuială s-a format în capul dumneavoastră. Un cerc legat de televiziune. De la ce motiv ați ajuns la bănuială? Nu bănuiesc pe nimeni. N-am spus, cred, pentru că securitatea venea să-mi anunțe asta. Nu știu, totul mi s-a părut brusc. Nu știu, pur și simplu.
Nu cumva v-ați gândit că asasinul este aici, că nu trebuie să-l alertați amintind că securitatea se ocupă de moartea lui Vlad? Nu v-ați gândit că asasinul trebuia să se dea de gol atâta timp cât nimeni în mod oficial nu știa de moartea lui Vlad? Andreescu nu răspunse nimic. Poate vă mai gândiți, de unde v-a venit această idee să ascundeți moartea lui Vlad? Mă înțelegeți greșit. S-ar putea. Altă problemă. Aș vrea să știu dacă în ultima vreme Vlad a făcut reportaje în străinătate. Andreescu făcu ochii mari și cu mâinile tremurând de început să caute ceva. Se uita fix la Ana, iar mâinile bâșbuiau pe birou și deodată se înfurie. Tovarășul mușat, afară de faptul că Vlad Braniște vă este prieten și ați putea să aveți delicatețea să nu îl bănuiți de lucruri necinstite, vă atrag eu atenția că nu aveți dreptul să încercați să gândiți astfel despre un om, numai pentru faptul că a fost asasinat. Poate nici nu a trebuit să moară el. Faptul că a murit atât de straniu îmi dă dreptul să caut oriunde și în orice fel cauzele. Nici pe cap, prin cap nu mi-a trecut să-l bănuiesc pe Vlad de ceva necinstit. Poate a fost asasinat pentru că era cinstit. La asta nu v-ați gândit? Când a fost Vlad în străinătate în ultima vreme și unde? Andreescu găsi în sfârșit hârtia pe care o căuta. Da, uite aici. Așa, începu el să urmărească cu degetul. Da, în ianuarie a fost o săptămână în URSS. Apoi a fost în Bulgaria și Grecia. Da, tot în ianuarie la sfârșit. Apoi în martie în Ceoslovacia, Italia, Germania, Republica Federală. Și de acolo s-a oprit în Austria. De la mijlocul lui aprilie n-a mai plecat nicăieri. A zis că are treabă în țară. Reporterii pleacă unde vor și nu pleacă dacă nu vor. Nu planificați aceste plecări după nevoile dumneavoastră? Ba da, dar ținem seama și de dorințele și mai ales de proiectele lor. Ori în perioada aceea, Vlad începuse să se gândească serios la filmele de la Hunedoara. După ultima întoarcere, Vlad s-a dus direct la Hunedoara? Nu, a lucrat aici la scenariu. Apoi a făcut niște reportaje scurte prin București. La mijlocul lui aprilie a fost câteva zile la Hunedoara și apoi s-a mai dus acum. Când s-a întors din aceste călătorii din străinătate, nu v-a povestit nimic mai deosebit? Deosebit era tot ce povestea și filma el. Mă refer la ceva mai deosebit decât deosebitul din reportaj. Sper că mă înțelegeți. Nu, nu mi-a povestit nimic din acest gen. Pleca singur în aceste călătorii sau însoțit de un operator? Mai mult singur. În străinătate s-a dus numai singur. Vlad nu folosea sistemul interviului. Cel mult îl punea pe omul cu pricina să vorbească. El nu apărea niciodată în cadru. Mulțumesc. Și acum aș vrea să vorbesc cu persoana care a lucrat ieri la montaj împreună cu Vlad. Dar nu e aici. A lucrat azi noapte până târziu. Vine pe la ora 2. Atunci voi reveni și eu după această oră. Dacă nu, vă telefonez. Vă rog numai să anunțați să nu arunce nimic din ce taie din peliculă. Absolut nimic. Și dacă ieri a aruncat ceva la coș, poate recuperați într-un fel astăzi. Sper că nu s-a ars încă totul. De la montaj, astăzi nu s-a aruncat nimic. Perfect. După masă am să văd și eu ce a filmat. A, poți să vă rog să-mi pregătiți și filmele făcute în străinătate? Să zicem din martie sau, nu, din ianuarie chiar, până acum. Da, bineînțeles. Dar ce avem în arhivă e lucrat, adică s-a înlăturat mult din el. Păcat, poate găsesc la Vlad acasă ce este tăiat. Are obiceiul să păstreze tot ce filmează. Andreescu o privi uimit. Auzea prima dată de acest obicei al lui Vlad. A încă ceva. Când trebuia să se întoarcă Vlad? Astăzi, reportajul trebuia prezentat la buletinul de știri de la 7:30. Atunci am să vă rog să nu anunțați încă nimic despre moartea lui Vlad. Iar dacă mai sună capitanul din Deva, rețineți numele totuși. Iar lui spuneți-i că Vlad se întoarce peste câteva zile de la Galați. Și încercați să vă amintiți discuțiile cu Vlad la întoarcerile lui din străinătate. Mai ales gândiți-vă la ultimele călătorii, chiar și la călătoria lui scurtă de la Hunedoara în aprilie.